slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Tău este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, Tatăl mă rog Tău. Auzi pentru de fapt, nu-i plicată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Numai să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mânite Duhul meu cu mine și de mântul meu. Adus-mi am aminte de mult, cugetata la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu se da de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, întoarce fața Ta de la mine, să nu mă asigur celor ce se coboară în groapă. Vă să auzi dimineață, mi-l atacă la Tine, mi-l putește. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine ales, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă pocătuiască al pământul de frății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Nu-l de fapt, dar scoate-te ca sufletul meu, că bunătate pe frășmașii mei și pierde pe toți cei ce se năcăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Și pentru ca să ne învârnici noi asculta Sfânta Evanghelie, voce tuturor. Și Evanghelist Ioan, citind eu Să-l aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitesda. Și care avea 5 pridvoare. În acestea 10 mulțime multe de bolnavi, orbi și chiopi uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos. Ori de ce boală ar fi fost cuprins. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Dacă de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, și pentru această sfântă, această troiță care se va sfinți, și pentru mântuirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În aprasitul rog, arhiepiscop Ioachim, pentru cinsta prozime și tu Hristos dragonime, pentru tot el și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Nostru popor român de pretutindeni,
istorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cei viitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întâlnire a Domnului, pentru veci oameni, roadele Domnului, și pentru vremuri paștice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu bucurirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii, cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Te miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta drăguitoare sufletelor și trupurilor și zgomitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să este mintei harului, zvămirii și binecuvântarei Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru care au trebuit să dați Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori împărăției prin gustare și slăvirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, România primejdia și nevoia, Tatăl mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește! Preasfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care face minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut și s-au tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, a cărui umbret este în mare și cărările în mare multe, și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unui născut Fiului Tău celui întrupat și prin venirea prea Sfântului Duh asupra lui închip de porumbel și prin glasul Tău cel părintesc ai sfințit curgele Iordanului, pe tine acum cu milință te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednici robii tăi din cer, trimite harul Duhului de viață plăcătorului și sfințește apa aceasta și-o arată pe ea a fi curățitoare
de toată întinăciunea. Din cer primite dătorul de viață, harul preasfântului tău Duh, și sfințește apa aceasta și o arată vrătitoare de toată întinăciunea. Din cer primite harul dătătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată a fi curățitoare de toată întinăciunea. Și cu cerească ta binecuvântare, binecuvintează, Doamne, curățește-o, îi dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întinăciunea și care vindecă toată neputința și alungă demonii, toate uneltirile și cursele lor. Iar cu venirea, cu lucrarea, cu harul pe a Sfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor tăi care cu credință o vor bea, o vor lua sau se vor strupi cu ea spre iertarea păcatelor, spre depărtarea patimilor, spre alungarea a tot răul, spre înmulțirea virtuților, spre vindecarea bolilor, spre sfințirea, binecuvântarea caselor și locurilor, spre alungarea tuturor duhurilor celor pierzătoare și răufăcătoare și spre dobândirea harului tău, că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate Dumnezeul nostru. Și ție slavă ți-l țămă împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului, de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor, capetele voastre Domnului să le plecați. Dacă Doamne, uitea și ne-au sfânt cu celor ce-i sfințit apele Iordanului, cu arătarea Hristosului tău și ne binecuvintează pe toți cei ce prin plecarea capetelor noastre arătăm semnul supunerii față de tine și ne plăbicește a ne umple de sfințenia ta prin gospodarea și prin stropirea din apa aceasta și să ne fie nouă spre sfântarea sufletelor și trupurilor noastre, că tu ești sfințirea sufletelor și trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului bunului de viață făgătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miruință binecredincioșilor asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Să luăm aminte, Doamne Dumnezeul nostru, caut acum cu milostivire spre rugăciunea noastră ale vrednicilor tăi slujitori și trimite, Doamne, harul preasfântului tău Duh peste unelemnul acesta și îl sfințește ca să fie, Doamne, spre sfințirea depozitului acestuia de apă, spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice, că tu ești cel care binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă ți-l înălțăm
împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Se binecuvintează și se sfințește altarul acesta de jertfă prin slopire cu apă sfințită, prin ungere cu drept sfințit, în numele Tatălui, Amin, și al Fiului, Amin, și al Sfântului. Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremure, ca niște rom nevrednici cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului tău celui binecredincios, localității acesteia, împreună slujitorilor și drept măritorului tău popor creștin. Ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând de înaintea ta, îți mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciune robilor tăi și cu milostivire i-ai împrednicit ali semplinilor cererile, așa și de acum înainte împrednicește-i, Doamne, a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, în toate faptele cele bune și adubâni ale tale binefacerii, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și împredicește, Doamne, pe toți întotdeauna a grișa cântație celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului Bunului de viață făcătorul Duh. Pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Ioachim,
pentru sănătate și pentru mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru frații noștri preoții, romonahii, rodiacon, diacon, monahi și monahii, pentru cei într-o Hristos, frați ai noștri. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitorii, noitori, binefăcătorii, ajutătorii altarului acestui ia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Și moartea a binevoit a primi și a treia zi din morți a înviat Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cu iubirea de oameni toate lechipenițe, Iceia țirește de folos tuturor redăruie. Dumnezeu, odihnă, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că-și pe tine nădejde. Făcătorul și zimitorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zici în limba te avem și rugătoare bine primită către născătoare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, prea fericiților ctitori jertfelnicului acestuia, eroilor neamului nostru român, de luptă în lagări și în închisoare, unități noastre cadeam ale tuturor celor care s-au jertfit pentru dreapta credință,
pentru astăzi iertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de pomie. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cer. Domnului să ne rugăm. Și pe diavole surpav și ai dorit viață lumitare. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, robilor de adormiți, prea fericiți ctitori altarului acestuia. Miloilor neamului nostru românesc înspătate fronturile de luptă, favoritelor unității noastre ca neam fiecare după numele lor. Așa să-i, Doamne, în loc luminat, în loc verdeanță, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și susfinarea. Și orice ți-au greșit ca oameni într-o această viață cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, Doamne Dumnezeu bun și viitor de oameni, Dumnezeule, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este unul care să viețuiască, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului. Să ne rugăm, Emiluie! Și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ține slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului bunului de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihne vă, Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi pomeniți, eroi neamului nostru românesc, favoritori ai unității noastre, ca ne-am făcut neamul lor cel adormit. Și le fără, Doamne, veșnică pomenire. Să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amină. Rugii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o preamărim. Distinse oficialități centrale și locale, mult stimate domnule primar, aleasă și binecuvântată comunitate, suntem astăzi într-o zi a binecuvântării.
și aș îndrăzni să mărturisesc aici că binecuvântată a fost ziua aceea al înălțării sfintei și dumnezeieștii cruci din timpul patriarhului Macarie, dar la rugămintea sfântă a împărătesei Elena. Și când, ziua de 14 septembrie anului 335, devine pentru noi toți nu doar simbol al identității noastre de creștini, ci și ziua, dragii mei, a răstignirii și a învierii. Cine dintre noi creștini nu cunoaște Sfânta și Dumnezeiasca Cruce? Cine dintre noi nu o preamărește? Sau atunci când se roagă, nu o cinstește pe ea și împreună cu ea, pe însuși Dumnezeu ce a iubit pe ea, făcând din trânsa altarul de jertfă, dar și simbolul iubirii sale al lui Dumnezeu față de noi cei ce sunt, cum suntem cu luna creației sale. De aceea, dragii noștri, iată-le, cu binecuvântarea și încredințarea părintelui nostru, arhiepiscop Iachim, care doar din rațiuni binecuvântate dânsul aici nu a putut fi împreună cu dumneavoastră, lăsând deoparte totul și date, se aduce binecuvântarea celor care au așezat aici, pe deal, lumină de înviere, lumină de bucurie și binecuvântare neamului românesc pomenind aici, pe cei ce au zidit ca un jertfelnic sfânt în crucea aceasta, dar și într-o amintire și pomenirea tuturor celor care, eroi fiind, au dat tributul de sânge pentru neamul românesc. Cunoscut fiind pe neamul acesta al românilor, neam de voievoți și ctitori de locașuri sfinte, răstignite mai multe ori în istoria sa, prin luptă curată, jertfă de sânge, iubiții noștri, a găsit și darul libertății și frumusețea învierii sale. Nu cunosc prea mult cele care s-au umplit aici, dar de multe ori venind trecători chiar, sau în inspecțiile noastre din administrativ bisericești, pentru părinții sau către părinții ce cu timp și pretetim sfințesc viața lor în comunitățile aici, de aici, am văzut cum se naște ceva pe pământ frumos aici la București. Și pentru că lunga aceasta frumoasă care duce dinspre Bacău, către Horgești, către Ungureni și cine știe până unde atunci când noaptea în întunericul ei ea devine lumină și înviere, pentru cei care călătoresc sau pentru cei care sunt așezați efemer pe aceste veaguri, ne bucurăm și noi de lumina Învierii lui Hristos, care luminează de aici și până în veac, domnule primar, pentru că prin lucrul mâinilor dumneavoastră și a celor care au împreună lucrat, au împreună ridicat semnul iubirii lui Dumnezeu pe pământ aici la noi, ca un luceafăr să așterne și ca unul dintre sorii cerului luminează ziua și noaptea chipul Învierii lui Hristos. De aceea numele Părintele nostru Arhiepiscop, al părinților care aici împreună slujesc și au slujit la această târnosie acestui jertfelnic l-am numit eu și al pastei de apă de aici de pe deal, pe care rostul mâinilor dumneavoastră l-a făcut pentru binele comunității acesteia. Prin noi, Părintele Arhiepiscop, vă îmbrățișează. Și prin dumneavoastră, toată comunitatea pe care dumneavoastră o diriguiți, făcând în așa fel încât bucuria Sfintei zilei de astăzi să fie ca aceea a fericită Elena care a frânt Sfânta Cruce, a înălțat-o prin mâinile părintești ale Patriarhului Macarie și care astăzi, semnul iubirii lui Dumnezeu, se dăruiește și din mâinile dumneavoastră întregii comunități. Așadar, cu această binecuvântare și eu, aducând bucuria Părintelui nostru Arhiepiscop, dumneavoastră, întregii oști, rugăm pe milostivul Dumnezeu să înzirească faina zilor vieții dumneavoastră, să ocrotească familiile cele binecredincioase și să se sfințească lucrul mâinilor dumneavoastră și ale tuturor celor ce pe toți îi păstoriți aici în veci de veci. Amin. Într-un mult și binecuvântați anii tuturor.
Salutăm prezența preacucernicului părintei Protopop Busuioc Costică, a suborului de preoți, a domnului deputat Florui Ionel, domnului subprefect Paul Cotărleț, vicepreședinte Consiliului Județean Bacău Silviu Pravăț, domnului director de dezvoltare investiții al aeroportului George Enescu Dorian Pocovnicu, domnul general de flotă aeriană Vasile Florea, domnul director Eugen Ungureanu de la Exclusiv TV. Vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi alături la inaugurarea și sfințirea obiectivului Monument Creștin din satul Bibirești, azi zile mare de sărbătoare creștină, înălțarea Sfintei Cruci, cunoscută popular Ziua Crucii. Acest moment este înălțat în memoria celor care au luptat pentru libertate, pentru întregirea neamului nostru. Este o construcție deosebită pentru că sensibilizează interiorul omului, sufletul său este un simbol al credinței, al înălțării și al luminii. Obiectivul are o suprafață construită de 28 de metri, o anvergură de 11,53 metri, o înălțime de 24,15 metri. Crucea metalică este așezată pe un soclu din beton armat, dimensiunile ei fiind impresionante. Obiectivul a primit aviz favorabil inclusiv de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Totul această zi inaugurăm una din cele mai importante investiții pentru membrii comunității locale, și anume sistemul de alimentare cu apă, care deservește aproximativ 1000 de locuitori. Este asigurată alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodărești, pentru nevoi publice, rezerva de apă pentru combaterea incendiilor și posibilitatea asigurării intervenției directe în caz la incendiu. Sistemul din Bimerești are o lungime totală de conductă de aducțiune de 8,5 km, cu sforat la o lungime de 80 de metri și rezervorul care are o capacitate de 200 de metri cubi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea pentru a participa la inaugurarea acestor două obiective de interes local și vă mai așteptăm cu mult drag în comuna noastră. Are cuvântul domnul general în rezervă, Flora Vasile, președinte Asociației Veteranilor de Război. Preacucernici părinți, dragi reprezentanți ai autorităților locale, dragi cetățeni ai comunei Ungureni, special de flotila aeriană în rezervă Flora Vasile și reprezint Asociația Cadrului Militar în rezervă și retragere. Încă nu sunt chiar veteran, cred că sunt ceva mai tânăr decât veteran, de-aia am dorit să fac această mică corectură. Dați-mi voie să continui puțin pe Părintele Busuioc, care a vorbit foarte frumos despre cruce și semnificația crucii, și ca să fac trecerea spre eroii neamului despre care doresc să punctez câteva lucruri, am să încep cu ceea ce înseamnă componenta spirituală a crucii. Se spune că Dumnezeu din când în când face câte un dar mare popoarelor. Nouă ne-a dăruit Dumnezeu pe marele nostru Eminescu. La anul 1873, Eminescu scria poezia Doina. Această poezie, în timp, a fost contestată, a fost apreciată, s-a considerat că e o poezie patriotică, alții mai târziu au interzis-o. În aceste frământări, ea a creat o adevărată stare de spirit. Dar ce spune Eminescu în una din poeziile lui reprezentative, numită Doina? El zice așa: de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa. A trasat de Eminescu o axă de la est la vest. Și zice el mai încolo, într-o altă strofă: de la turnul Dorohoi vin dușmanii în Puhoi și se așează pe la noi. În felul ăsta a trasat o a doua axă, de la sud la nord. Cele două axe, est, vest și sud-nord, formează o cruce. Și nu întâmplător Eminescu a creat pe plan spiritual în poezia 2 în această cruce. Această cruce, prin semnificație ei, credem noi că ne-a ajutat la 1918, deci mult mai târziu decât a fost ea scrisă, să se realizeze unitatea acestui neam. Dumnezeu ne-a ajutat prin crucea lui Eminescu, care era
suprapuse exact peste area de cuprindere a neamului românesc, ca să realizăm Marea Unire de la 1918. Mă bucur și felicit pe domnul primar pentru acest măreț monument. Acest monument peste 50 de ani va fi o altă rădăcină a istoriei noastre. Întotdeauna trebuie să facem apel la rădăcini, că dacă nu facem apel la rădăcini, nu mai existăm ca neam. Nu mai știm că suntem moldoveni, munteni, români. O să zică cineva că suntem cetățeni din zona de nord-est. Ce-o fi aia, nu mai știu. Dar acest monument va tăinui și va rămâne. Este o realizare extraordinar de frumoasă. Și ca să revin la Eminescu, și el făcea apel la rădăcini, cum o să facă și urmașii dumneavoastră din comună la această rădăcină. Eminescu zicea așa: Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandrita, la arhimandritului toată grija schidului. De-i sunat din cornul, da, hai să dun Moldova toate, de-i sunat și două oară, toți dușmanii se peară din hotară în hotară. Am văzut aici pe frontispiciu că aveți trecut eroii din comuna dumneavoastră din primul război mondial și de al doilea război mondial. Este mare lucru să ne cinstim eroii. Ei sunt rădăcinile neamului românesc. Măria sau ostașul român întotdeauna a fost cel care a finalizat orice acțiune politică, orice acțiune de masă, prin faptul că a mers, a cucerit și a pus piciorul unde trebuia să-l pună pentru ca să se realizeze unirea. Mă refer în mod deosebit la unire, deoarece suntem în centenarul Marii Unii. Și pentru că suntem în anul 2019, am să mă refer la câteva acțiuni militare de acum 100 de ani, pentru că s-au împlinit chiar anul acesta 100 de ani. Pe 4 august 1919, generalul Mărtărescu, comandul unui corp expedițional român, intra în Budapesta. Drumul lui spre Budapesta a trecut de la Tisa, forțând Tisa, și pentru că toate podurile de pe Tisa au fost aruncate în aer de către unguri, ostașii români cu greu au reușit să improvizeze treceri și să forțeze acest corp de apă. Cine credeți că era în mijlocul ostașilor și îngărbatat? Era regele Ferdinand, era regina Maria, era Brădeanu, primul ministru al țării, și era șeful următorului cartier general. Ferească Dumnezeu să se întâmplă și astăzi lucruri grele cu poporul nostru. Să sperăm că și mai marii noștri vor gândi românește și ne vor da exemplu și vor face apel. A urmat apoi ocuparea Budapestei. Și am să vă dau un exemplu pe care noi trebuie să-l urmăm de demnitate românească. Iar Mărtărescu a fost întâmpinat de reprezentanții marilor puteri. Erau acolo Statele Unite, Anglia, Franța, Italia și Germania. Și s-a cerut să nu intre în Budapesta. Deși expediția lui a fost, dacă vreți, o pulă de aer pentru liniștea Europei, deoarece, așa cum Ștefan cel Mare a apărat invazia Europei de musulmani, așa și dealul Mărtărescu și armata română au apărat invazia Europei de sovietele lui Lenin și sovietele lui Belacun, care erau la față de intrat toată Europa. Și mulți ne-au recunoscut acest merit pe care armata română l-a avut, de pentru care s-a și consfințit în final formarea României Mari la pace de la Paris. Și se revin, dealul Mărtărescu le-a spus așa: voi sunteți reprezentanții unor mari puteri. Stați aici într-un hotel și aveți niște hărți și niște telefoane. Iar eu am în spatele meu 84.000 de baionete. Vă rog să mergeți să vorbiți cu șefii mei și dacă șefii mei îmi vor da ordine, nu vor intra. Dar deocamdată eu am ordin să intru să ocup Budapesta. Și tot atunci am mai produs acel episod care a rămas în istorie cu acel sergent Boltean care a urcat în locul steagului de pe Parlamentul din Budapesta, opind ca soldatul român. Și a spus a doua zi generalului Mărtărescu: domnule general, știți de ce am făcut acest gest? Pentru că eu am trei răni, una la Mărești, una la Cireșoaia și una la Mărășești. Și opinca este ruptă pentru că am venit pe jos de la București până la Budapesta. Iată deci exemple de demnitate și de patriotism manifestate de la cel mai de jos soldat până la general vis-a-vis de ceea ce înseamnă demnitatea poporului român.
mă îndrept către preoții din această comună și îndemn ca spiritul crucii de aici să nu rămână pe acest deal, să pătrundă în inima credincioșilor din comună. Eu nu am fost mare conducător de ce, am fost profesor universitar în învățământul militar. De aceea mă îndrept către conștiința colegilor mei profesori și îndemn ca spiritul crucii să ajungă în sufletul elevilor. Dacă vom face așa, vom face educație și atunci, cu adevărat, ne vom folosi de ceea ce noi am făcut aici, în Comuna Ungureni. Închei prin a vă felicita încă o dată pentru ceea ce ați făcut, să dea Dumnezeu să fie mai bine, să dea Dumnezeu să avem un președinte care să gândească românește începând de anul acesta, care să nu mai permită tăierea pădurilor din România, care să nu mai permită vânzarea caselor din Marea Neagră cu 4%, să ia exemplul Norvegiei care ia 49%, care să nu permită exploatarea aurului și mai ales care să oprească plecarea bravilor noștri români și a tinerilor inteligenți și frumos în străinătate. Vă mulțumesc pentru atenție! În continuare un mic program artistic cu preșcolari de la grădinița Bibirești numărul 2, după care va avea loc depunerea de corane la monumentul eroilor și acordarea diplomelor de recunoștință la veteranii de război. Vreau să fac o simplă modificare. Eu sunt doamna educatoare, dar am pregătit un program artistic cu elevii de la 5-8. Noi am pregătit 3 melodii. Acum și o poezie pe neșurca. Nu știu dacă putem să le cântăm pe toate. Mi s-a spus un singur câte. Ce permisiunea domnului general, dar putem 3. Una, atât. Domnul general, domnul primar. Și aveam și pe ei nefrunte. Ostrovan, scăscăcinare, român de viță veche, purtând copii sumarizat și cușma pe ureche, ne dădesc în nume de curcani, un hâtru putrec nume, în schimbare de valcar, corect la renume. Din când de acasă pe la plu, plecat la masă vară, ca să scăpăm de juc, și ne spuse în maghiști,
Brașov, sergentul Mătrăgună și noi ne-am dus cu Dumnezeu, ne-am dus cu voie bună. Oricine în cale ne întâlnea, cântând în gura mare, stătea pe loc și ademenea. Zile mergeți, dragii mei, și să veniți cu zile, ziceau atunci bătrâni mei și preoți și copile. Dar cel sergent fără de musteți, răgnea să le avesteamă, românul are 7 zile în pieptul de aramă. Mulțumim, doamne Ebramare! În continuare, domnul primar, v-a dat probleme pentru veteranii de război în viață. Dragii noștri, astăzi, la data când ne-am întâlnit la acest mare eveniment, vă prezint eroi veteranii de război și corturile veteranii de război din toată Comuna Ungurii. Domnul Dragomir G. Dumitru este veteranul de război, vină mai aproape de Dumitru. Vină un pic mai coace. Deci, știurea lui Dumitru, cum zice lui domnul Căchel, este născut în anul 1923, în aprilie. Așa e, domnul Dumitru? Deci, nu este din lumea de recunoștință, de să vă citesc textul pe lumea. Deci, veteran de război, prin aducerea lui Pio Sumaciu și recunoștință pentru renunțarea, dăruirii și curajul cu care a contribuit pentru eliberarea pământului strămoșesc și prosperitatea neamului. Felicitări, domnul Dumitru, cu miresul de viol, mulțumim de participare și rămânem la urmă că mai avem o surpriză. Doamna Domnului Spanele este votul cu veteran de război, care sunt din Comuna Ungurii, nu sunt din Sadici. Doamna Floarea Mandița, votul de veteran de război, din pământul de recunoștință, să numim. Veteran de război și din satul Zlătare, am înțeles că este la un senator, este bolnav. Micu de Valeria, diplomă de recunoștință. Pleșuvu Maria, Foamete Olimpia, Draga Ioana, Draga Ioana, deci văduvă veteran de război, Cojocanu Alexandrina, și Budaca Omiga. Astea sunt veteranii și cu bădurile de veterani de noi din Comuna Ungurii. Deci, din păcate, a rămas cam puțin. Deci, la următorul moment. Vă mulțumim, domnule primar, în continuare, doamna mea, domnul Căciunele Caricolane, de către Comunitatea Administrativă Teritorială, Consiliul Județean, Prefectura Macău. Bună, că ne-am prezentat acolo. Și protocopiatul. Protocopiatul. Deci, în ordine, un... Deci, e punând din coroană de departe, e punând la Consiliul Județean Bacău. A, e ordine, bine. Așa, așa. Pe domnul vicepreședinte, domnul muzica mai tare. Din partea Arhiepiscopiei Roma, Bacăului. Thank you.
noștri locali, cadre didactice, distinși invitați, dragi locuitori ai Comunii Ungureni, la toți vă mulțumim din suflet pentru participare la acest frumos eveniment, care uitați și Dumnezeu a cerut cu noi, de nu a fost un timp prielnic pentru acest mod de activitate. Încă o dată vă mulțumesc din suflet și persoanele de pot receptivitate la Comunii Culturale Ungureni, iar ceilalți care sunteți din Binești și invitați, rămâneți un pic mai în zona de ieșire a porții de la acest amplasament.